Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu, iar dacă ești pentru prima dată aici, eu sunt Alexandra, mă bucur tare mult să ne revedem la un nou clip. De această dată am pregătit un haul IKEA pentru voi, am pregătit mai multe produse de care am nevoie, mi le-am pus în comandă, au sosit astăzi după 2 zile de la momentul plasării comenzii, așadar haideți să vedem tot ce am cumpărat. Vreau să schimb puțin niște lucruri în bucătărie, m-am cam săturat de cum arăta bucătăria înainte, vreau să pun niște colțișoare, niște accente aici colo pe blat, pe masă, în bucătărie, să vedem exact cum vor arăta toate organizate la final, dar acum sunt hotărâtă să schimb puțin aerul în bucătărie, vine vara, simt nevoia să mai schimb aici colo câte ceva, de aceea înainte de a începe să fac această comandă m-am uitat destul de mult pe Pinterest, am urmărit niște clipuri pe care le-au făcut fetele din România cu hauluri IKEA, m-am inspirat de acolo și am ales mai multe produse care mie mi s-au părut potrivite pentru ce avem noi nevoie. Eu am fost foarte încântată să desfac acest colet, de aceea am vrut să împărtășesc cu voi tot momentul acesta al despachetării. Sper că nu v-am plictisit cu această etapă și urmează să vă arăt fiecare produs în parte și vorbim și despre cum mă gândesc să-l folosesc. Am mai comandat produse de la IKEA în trecut, sunt fan IKEA, vă spun sincer, singura problemă este că la noi în oraș nu este magazin IKEA și trebuie să fac comandă, mi se pare destul de ridicat prețul pentru transport, dar pentru această comandă s-a justificat prețul, deoarece am comandat mai multe lucruri. Voi lăsa și prețurile fiecărui produs pe ecran și vorbind de prețuri, chiar mă gândeam... Voi ce părere aveți? Vi se par prețuri ridicate? Prețurile sunt corecte pentru calitatea produselor? Vă invit în secțiunea comentarii și împărtășiți-mi și mie părerile voastre. Per total, eu sunt mulțumită de produsele IKEA. Consider că prețurile lor nu sunt atât de ridicate pentru calitatea pe care o oferă. Dacă ar fi după mine, aș comanda probabil non-stop câte ceva de pe site-ul lor. Dar încerc să fiu cumpătată și să nu mi aglomerez casa cu lucruri de care nu am nevoie și pe care să le cumpăr doar așa că mi se par mie drăguțe. Așadar, primul produs cu care voi începe este această etajeră. Este o etajeră metalică, are o structură destul de solidă din câte văd și așa ar trebui să fie la final după ce o voi monta. Are niște șuruburi, observ. Pare destul de solidă. Așadar, pe aceasta cel mai probabil o voi pune în cămară. După aceea am comandat și două borcanele foarte drăguțe, micuțe, sunt de sticlă și au căpăcel care videază ceea ce este în interior. Are o protecție de plastic, din câte observ. Sunt micuțe, dar sunt micuțe deoarece vreau să pun în ele nucă, migdale, fistic, vedem la final. Am comandat de asemenea încă două recipiente mai mari, două borcane de sticlă cu capac de bambus. Sunt cu gât larg și am vrut special așa deoarece aici vreau să pun granola și aici vreau să pun fistic. Mergem mai departe cu acest coș superb. Este un coș metalic. Are o împletitură foarte drăguță și ce-mi place este că este destul de adânc, are un mânel de lemn foarte drăguț și în el cel mai probabil voi pune fructe, legume, poate niște cartofi, ceapă și îl voi ține aici în cămară la îndemână. Am cumpărat și 4 borcanele din sticlă pentru condimente. Capacele sunt de plastic.
Cel mai probabil voi pune în ele sare, piper, pătrunjel uscat și poate niște piper negru și piper alb. Voi vedea. Am cumpărat și niște etichete, sunt 50 în acest pachet, 25 dreptunghiulare mai mici și 25 dreptunghiulare mai mari. Să văd dacă le voi folosi sau nu, dar oricum îmi doream de mult să am în casă așa ceva. Am cumpărat și aceste recipiente. Voi vedea dacă le folosesc pentru dressingul salatelor sau pentru uleiul de măsline, pentru oțet. Un recipient din acesta să completeze colecția pe care deja o am, astfel de borcanele de plastic, cum sunt la ei pe site denumite. Acesta este de 1,3 litri, sunt integrale din plastic și se deschid pe aici, pe sus. Eu sunt foarte mulțumită de ele, de aceea am mai comandat. O cană din inox, această cană este specială pentru spumarea laptelui. Sunt atât de încântată că am comandat-o. Am văzut la Adelaina Nescu, vă las și canalul ei în descriere, cum își prepara cafea o dimineață și pregătea așa o spumă delicioasă. Mi s-a făcut poftă și am zis trebuie să comand neapărat o cană de acest fel. Și ca să fie tabloul complet, am comandat și un aparat pentru spumarea laptelui, dar am mai avut încă unul. Mi s-a stricat, a ieșit această sită de aici și n-am mai putut băga înapoi și am comandat încă unul, se pun niște baterii și foarte, foarte bine spumează laptele. Am comandat și două căni speciale pentru am pregătit cafea dimineața mie și soțului. Acestea sunt lucrurile pe care le-am comandat pentru colțul nostru de cafea și pentru că ne place ceaiul foarte mult. Ne place să alternăm cafeaua cu ceaiul. Am cumpărat aceste două site pentru infuzarea ceaiului, se pune acolo ceaiul, frunzele uscate se pun acolo și după aceea se așează în apa fierbinte. Mie mi se par foarte drăguțe, pe lângă asta mi se pare că au și un aspect destul de drăguț, de plăcut, vor arăta super în colțișorul pentru ceai. Lazy Susan, adică platou rotativ, așa cum îl găsim pe site-ul cel de la IKEA. Este un platou rotativ, are o bază micuță din lemn cu o protecție de plastic. Acest obiect mi se pare extrem de practic. Platoul acesta de mult timp a fost pe lista mea de dorințe. Iată că acum l-am comandat și vă spun sincer că sunt foarte încântată de el la prima vedere. Pentru noi va fi extrem de practic deoarece are o dimensiune destul de mare și pentru masa noastră este perfect. Voi aranja pe el diverse boluri cu snack-uri, cu gustărele atunci când vor veni invitații la noi și nu mai trebuie să se întindă peste masă ca să ajungă la diverse produse de pe acest platou. Plus că poți pune brânzeturile, poți pune aperitivele și dacă voi vedea că este atât de util, voi mai comanda încă unul, bineînțeles, deoarece pe masă, sigur, două platouri din acestea vor fi suficiente. De asemenea, ce am văzut eu în afară, faptul că există și dimensiuni mai mici, la IKEA nu am găsit, dar dacă voi găsi, sigur voi cumpăra, pentru că mi se pare extrem de practic și dulapurile mele suspendate sunt puțin mai înguste și de aceea acest platou, sigur, nu ar încăpea, are un diametru destul de mare, dar dacă aș găsi platouri rotative mai micuțe, cu siguranță mi-aș așeza și în dulapuri câte unul, pentru că mi se pare foarte util să pui ori medicamentele, ori pahare, ori căni, orice poți, condimentele în dulapuri. Deci există multe întrebuințări pe care le poți da acestui platou. Voi pentru ce folosiți acest platou, dacă l-aveți sau pentru ce l-ați folosi? Continuăm cu această sită. Este o strecurătoare care se pune pe chiuvetă în acest fel și poți să strecori fie pastele, fie poți să speli legumele, fructele. Am mai cumpărat recent de la Lidl o sită metalică, era o sită din inox, dar este puțin cam mare, am testat-o și mi se pare destul de mare. Mai departe, am cumpărat acest recipient pentru tacâmuri, vreau să îl înlocuiesc pe cel pe care l-am acum lângă chiuvetă și vreau să-l pun pe acesta, să-l înlocuiesc. Sper că acesta să fie dintr-un inox de mai bună calitate, deoarece cel pe care l-am deja a început să se deterioreze.
Am comandat și 4 cutii. În fiecare cutie sunt 2 modele de pungi, au dimensiuni diferite. Îmi place că sunt destul de rezistente, se închid foarte bine și pentru fiecare dimensiune există o culoare separată, așa că mi-e mai ușor să le iau repede din sertar când am nevoie. Sunt extrem de rezistente, le-am cumpărat și acum un an. Mă țin destul de mult pentru că nu folosesc decât dacă ieșim în mini-excursii, dacă avem ieșiri în parc, așadar le refolosesc de cele mai multe ori, reciclez tot ce se poate recicla, dar sunt extrem de practice pentru noi. 15 câte 6 litri, 15 câte 4,5 litri, acestea sunt pe albastru și pe turcoaz deschis, 2,5 litri, 25 de bucăți, 25 câte 1,2 litri, acestea sunt albe și galbene, 30 câte 1 litru, 30 câte 0,4 litri, acestea au codul de culoare și modele diferite, dacă observați, și 25 câte 0,3 litri. Acum că mi-au sosit produsele de la IKEA, urmează să pregătesc și un clip cu o curățenie generală în bucătărie și redecorarea bucătăriei. Amenajăm câteva spații de aici din bucătărie. Dragilor, acesta este haul-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut ce am cumpărat din IKEA. Vă rog să-mi lăsați în comentarii care ar fi produsul vostru preferat din tot ce v-am arătat aici și de care sunteți încântați dacă deja le-ați comandat. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să dați like și să vă abonați și până data viitoare aveți grijă de voi!